Următorul speaker este colegul nostru Andrei Ursuleanu, care este directorul de vânzări pentru zona de agenții. Andrei va prezenta câteva lucruri foarte concrete din viața Facebook de zi cu zi pe tărâm mioritic. Andrei, apreciez cu cât ești mai scurt și mai concis și mai convingător, cu atât mai bine, că suntem într-o mică întârziere. Bună ziua, vom trece de la engleză la română. Și în primul rând mulțumesc pentru cei care au ales în continuare această scenă. Pentru aceia dintre voi care nu cunosc, Think Digital Group of Companies operează în 6 țări în regiunea CEE. Principala activitate a grupului este regia de vânzări, reprezentarea de spații media pe proprietăți internaționale și locale. Iar cel mai important parteneriat pe care îl avem este cu Facebook pentru exclusivitatea formatelor premium. Ca urmare, suntem singura companie din regiune care vindem întreaga gamă de soluții Facebook. Tema pe care am ales-o pentru astăzi, de fapt tema pe care parte dintre voi ați ales-o pentru astăzi, vine ca urmare a unui studiu pe care l-am făcut în câteva agenții și am întrebat care sunt problemele lor când vine vorba de derularea campaniilor pe Facebook și ce ar dori să audă de la o astfel de prezentare. Majoritatea răspunsurilor au fost cum putem să maximizăm campania noastră, cum putem să maximizăm potențialul rezultatelor campaniei. Ca să răspund provocării, am structurat prezentarea în care voi vorbi despre avantajele și beneficiile soluțiilor Facebook, dar voi plasa în rol central și plannerul, accountul care managește campania. Astfel că acesta din urmă, ca o analogie, trebuie văzut ca dirijorul unei orchestre în care soluțiile Facebook sunt ca instrumente muzicale și este rolul lui esențial să acordeze și să optimizeze acele instrumente ca toate să sune într-o singură notă. Astfel că vom vorbi de soluții din perspectiva consumatorului, utilizatorului de Facebook, din perspectiva ad-urilor formatelor, din perspectiva costurilor. Metricii, bineînțeles, sunt importanți și câteva tips and tricks. Acest slide este foarte bine cunoscut de către voi, cred. Vorbește despre procesul decizional al userilor în timpurile moderne, unde userul nu mai traversează etapele pe modelul clasic de la reclamă la cumpărarea produsului, el este influențat de o varietate de ad-uri, de mesaje, de surse de informare care i-au schimbat acest proces și a devenit mult mai complicat. De astfel, procesul decizional a devenit și un fenomen social în care influența celor apropiați depășește influența canalelor clasice de comunicare. Se vede clar word of mouth, 92% din partea friends of family. De remarcat este faptul că Facebook ne lasă să interacționăm cu userul în mediul lui. În mediul lui în care se simte foarte bine, astfel nu ar petrece aproximativ 6 ore pe zi, astfel cele 6 ore sunt mai mult decât dublu decât oricare altă proprietate. Putem chiar considera că Facebook este un lider la acest capitol. De menționat la acest slide este și creșterea masivă a canalului de online, asta în primul rând datorită exploziei dispozitivelor mobile și este o zonă în care Facebook investește foarte mult timp și eforte pentru dezvoltarea de formate eficiente. În România, în acest moment, avem fiecare user are în medie aproape 170 de prieteni versus media internațională 138 și este fanul a 22 de pagini în comparație cu media internațională 13. Nu spun foarte mult cifrele acestea, însă pentru paginile care încearcă să crească rata de interacțiune prin conținut, ele trebuie să fie mult mai active și să investească mai mult efort pentru a atrage atenția utilizatorului. Și în România urmărim trendul global, creștere de aproape 70% versus anul trecut pe canalul de mobile și în acest moment jumătate din populația Facebook accesează platforma și pe dispozitive mobile. Posibilitățile de targetare și din punctul meu de vedere este cea mai avansată soluție a lui Facebook în acest moment. Faptul că îți dă acces la informații demografice, personale, sociale, informații declarate de utilizator și nu deduse prin vreo metodă comportamentală
și nu deduse printr-o metodă comportamentală și de fapt acesta crește precizia targetării pe Facebook la aproape 90% în comparație cu average online care ajunge undeva la 35%. Recomandăm și sfătuim să se utiliza soluțiile avansate ale Facebook în campaniile voastre. Soluții care pot ajuta la creșterea calității fanilor paginilor, la creșterea ratei de engagement și la creșterea vânzărilor. Custom Audiences, prima din seria celor trei, este soluția care este posibilitatea pe care ți-ar da Facebook să intersectezi baza ta de clienți cu audiența Facebook și să determini care din clienții tăi sunt sau nu sunt încă fanii tăi pe Facebook și astfel să-ți determini tactici pentru a-i atrage pe pagina ta. Dar atenție, nu toți fanii, chiar dacă aparțin același profil demografic, au și aceleași preferințe. Unii pot să meargă pe campanii de discount, de promoție, alții pot să fie vânători de branduri. Astfel că tu trebuie să ajustezi mesajul și creativul în funcție de preferințele acestora. Cu extensia Lookalike, care îți dă posibilitatea să găsești în Facebook utilizatori care au aceleași profil demografic cu baza de clienți. A se folosi pentru campanii de fan acquisition, colectare de lead-uri și vânzări. FBX, Facebook Exchange, este soluția în care poți să regăsești în Facebook vizitatori ai proprietăților clientului. Soluție care se folosește în campanii de vânzări și de generare de lead-uri. Aici am venit cu două surse care tocmai să susțin această afirmație. Una este un studiu făcut de Trigit, care este unul din liderii mondiali în ceea ce privește retargetarea pe Facebook, care spune că pentru fiecare euro investit în Facebook, Facebook îți returnează 16. Iar următorul studiu este un studiu intern făcut în grup pe companiile care operează media, Think Digital și Forest View, pe trei mari verticale. Astfel, pe categoria asigurări, am determinat după ce am activat modulul de FBX, click to conversion rata de click to conversion versus media a crescut de 1,7 ori și costul per acțiune a scăzut de 2,6. Pentru travel online a crescut de 2 ori rata de conversie, a scăzut costul per acțiune de 1,4. Și pentru e-commerce a crescut de 2,3 ori rata de conversie și costul a scăzut de 1,6. Despre ad-uri. Fie că alegi să te duci pe desktop, pe mobile sau right-hand side sau newsfeed, tot timpul customizează-ți și creează-ți ad-ul în funcție de destinația și unde vei fi vizibil și în funcție de obiectivele campaniei. Ca o strategie generală, experții recomandă următoarele. Campania de marketplace, campania de ad-ul right-hand side și newsfeed, să fie activă în continuu, pentru, nu cu bugete mari, dar cu bugete constante pentru atragerea de fani. Iar soluțiile premium să vină în momente speciale, cu ocazii speciale, cum ar fi evenimente, lansări, alegeri electorale. Unde ai nevoie de un reach masiv al campaniei, garantarea vizibilității și prioritizare versus marketplace. Am adăugat și două grafice în prezentare care să explice mai clar proprietățile principalelor formate pe Facebook, astfel că într-o dependență de reach versus posibilități de targetare, avem cu cele mai puține posibilități de targetare formatul logout experience, dacă un reach semnificativ, formate reach block, right hand side sau newsfeed, care au un reach mai mare, dar posibilități de targetare ridicate, și formatele premium ads și right hand side, care au posibilități de targetare și un reach mai mare. Și într-o dependență între vizibilitate și spațiu creativ. Avem logout experience-ul, care este formatul cel mai vizibil în acest moment, cu cel mai mare spațiu creativ, și la polul opus avem formate right-hand side, formate de marketplace, care au cea mai mică vizibilitate și mai puțin spațiu creativ. Aceasta este o matrice de culori care răspunde prin ad-uri și prin formate principalelor întrebări și obiective pe Facebook. Astfel, dacă avem ca obiectiv I want to push my message for one day pe culoarea negru, vom observa că reach block-ul și logout experience sunt formatele pe care trebuie să le folosim. Dacă vreau să I want to drive engagement, este clar că formatele right hand side newsfeed și premium sunt formate pe care trebuie să le folosesc, pe albastru. Și dacă vreau să folosesc retargeting, e chiar că soluția de FBX trebuie să fie cea aleasă. Costurile depind pe Facebook, este clar pentru toată lumea.
În funcție de industrie, client, numărul de targetări, ad-uri și obiectivele campaniei. Este, de fapt, rezultatul unui lung șir de variabile. Din observațiile noastre, majoritatea campaniilor de acum pe Facebook au ca principal obiectiv creșterea de fani. Și mai departe, creșterea de fani cu costul cel mai mic. Acum, privind pe termen scurt și doar ca țintă cantitativă, este o strategie corectă. Însă dacă adăugăm în campanie și indicatori calitativ și privim long term, s-ar putea ca aceste performanțe să nu fie chiar așa îmbucurătoare. Astfel că te pot trezi cu o pagină construită greșit, eronat și va fi destul de greu să o corectezi după aia. De aceea recomandăm să se găsească adevărata valoare a userului pe care vrei să ți-l atingi și nu te gândi doar la costuri. Până la urmă, construcția unei pagini de Facebook este investiție și nu cost. Și metricii sunt importanți pentru analiza rezultatelor campaniilor. Avem surse de informare precum ar fi Insights-ul, Connection Analyze și Facebook Monitor. Insights-ul știe toată lumea. Connection Analyze este o soluție pe care o dă Facebook pentru clienții mari, pentru clienții care au intenții serioase de a investi în Facebook și arată conexiunea userilor paginilor cu alte pagini, la nivel de duplicare sau afinitate user. Și soluțiile de Facebook Monitor sunt cele care arată, sunt cele care povestesc despre demograficul și comportamentul userilor paginii în contextul industriei. Deci sunt bine de utilizat, dar nu sunt și suficiente. Tot timpul trebuie să vorbim și de metrici care țin de reach sau metrici care țin de vânzări. Dar aceste subiecte vor fi abordate mai bine de colegii mei de la Facebook. Tot timpul să te gândești și la mesajul din ad. Recomandăm ca mesajul să aibă în titlu, să îndemne la interacțiune din titlu, mesajele să fie directe, succinte și să apeleze imediat to act immediately. Să se folosească cuvinte cheie sau fraze cheie. Cum ar fi acesta? La capitolul de helpful tips, din punct de vedere content, keep your text short and clear. Create posting pattern according to Facebook Monitor. Pentru cei care au lucrat cu soluții de Facebook Monitor, se observă acolo date care țin de momentul postării pe zile și pe ore și arată interacțiunea asupra acelei postări. Se pot crea modele și de acolo poți deduce când să postezi pentru maximul de interacțiune. Din punct de vedere creativ, Facebook is all about visual, so keep your text short și take full advantage of the creative size. Testează diferite creative în campanie. Use metrics pentru analiza rezultatelor campaniilor. Utilizează soluții de targetare, retargetare și soluții avansate de audience. Take full advantage of Facebook massive and exclusive reach. Ad-ul tău trebuie să redirecteze userii către pagini cele mai relevante. Don't use spam apps to enhance database. Un like nu este neapărat egal și cu un fan. Vei ajunge doar să ai o grămadă de fan, dar nu neapărat, vei ajunge să ai o grămadă de like-uri, dar nu neapărat și fanii tăi. Și don't use slicks. Nu plasa butoane de like acolo unde nu și-au rostul. Bun, și ca o concluzie zic eu logică a celor prezentate mai sus, este clar că toate soluțiile Facebook răspund obiectivelor Facebook. Dacă ai nevoie de reach masiv, targetare granulară a audiențelor, varietate de ad-uri și formate sau metrici pentru analiza campaniilor tale, Facebook le are. Și aia, cum spuneam, este rolul esențial al plannerului să înțeleagă funcționalitatea tuturor acestor elemente și să le utilizeze corespunzător. Mulțumesc! Mulțumim, Andrei! 15 minute sau? Mulțumim, Andrei! Se pare că am fost cenzurat din regia de emisie.